Discutăm, domnule Roman, și despre Planul Național de Reziliență și Redresare. Cum arată lucrurile la acest moment? Încă nu ne-am dus în fața Comisiei cu un nou plan. Avem o dată limită până în săptămâna viitoare la final, cred. Cum arată lucrurile acum? Puteau să arate și mai bine și eu sper că măcar în ceasul al 12-lea toată clasa politică din România va înțelege că PNRR-ul nu este un subiect de scandal, un subiect de război, ci este un subiect de pact național. Acești bani înseamnă dezvoltarea României în următorii ani, fie că va guverna PNL, fie că va guverna PSD, fie că va guverna, nu știu, oricine, altcineva. Aceste proiecte vor fi începute de actualul guvern și pot fi continuate de liberali sau pot fi continuate în urma alegerilor de alte formațiuni politice. Deci cei care sabotează la ora actuală, cum sunt cei de la PSD, punând în permanență presiune politică pe un subiect tehnic, din punctul meu de vedere greșesc. Pentru că dacă în urma alegerilor vor veni și ei la guvernare, vor avea nevoie ca de aer de acești bani. Acești bani sunt bani noi în piața românească. Fără acești bani nu putem face investiții majore. Acești bani sunt esențiali pentru viitorul, inclusiv a generațiilor următoare. De asta eu cred că ciondăneala asta între domnul Ciolacu, domnul Câțu, domnul nu mai știu care se ceartă, nu e regulă. De la USR, nici de, domnul Ghinea. Da, nici Ghinea, toți. Nu cred că e în regulă. Adică ăsta nu e planul nici al lui Ghinea, nici al lui Câțu, nici al lui Ciolacu, nici al lui Or. Este planul României. Că de asta se numește plan național. Dacă nu vom reuși să depășim orgoliile astea mărunte, știți cum? Chiar mă gândeam venind spre dumneavoastră, sunt atâtea subiecte pe care ne putem certa cu opoziția sau opoziția cu noi. Ăsta este un subiect pe care nu avem voie să ne certăm. Dacă suntem oameni zdravi la cap și dacă avem responsabilitate politică față de cetățeni. Vă dați seama cum se vede de la Bruxelles joaca asta între putere și opoziție. Cum se vede miorlăitul, iertați-mi expresia, lui Marcel Ciolacu, care s-a dus la Bruxelles să se plângă nu știu cărui comisar european că Ghinea a făcut și n-a făcut. Nu e bine. Nu e bine, vă repet, pentru toată lumea. Are imaginea României de suferit din tot acest tărăboi? Păi sigur că are. Vă dați seama care. Discutasem cu doamna comisar europeană Adina Vălea. Ne-am fi dorit mai multă pregătire tehnică pe aceste proiecte, pentru că noi oricum suntem foarte întârziați. Nu poți să pui în PNRR niște proiecte care n-au studii minimale. Nu poți să-ți faci o casă dacă n-ai un proiect. Așa e și aici. Nu poți să te apuci să faci autostradă dacă n-ai proiect. Nu poți să te apuci să faci irigații dacă n-ai proiect. Și din punctul ăsta de vedere, avem mari, mari întârzieri. Iar asta se datorează tuturor celor care au trecut pe la diferite ministere și care, practic, au neglijat acest aspect. Și au trecut toți de la PSD în ultimii 7-8 ani și actuala coaliție. Toată lumea, de asta vă spun că e nevoie de un efort comun pentru a depăși acest moment. Pentru Alba sunt incluse investiții în acest program? Da, sunt incluse. E prevăzut drumul expres de la Teiuș la Blaj. Pentru că noi avem investiții pe industria automotive foarte puternice în județul Alba și pe industria alimentară. Acolo sunt mari agenți economici pentru multinaționale care au nevoie de infrastructură ca să intre în autostradă, să vină să-și aducă marfa și să o scoată. Pentru că avem, de exemplu, firme din industria auto care, ca să înțelegeți, au nevoie de un trafic de 100 de tiruri pe zi, care vin cu materia primă și pleacă. Adică vorbim în special de partea de dezvoltare a infrastructurii. Infrastructura medicală, sunt tot proiecte depuse pentru Spitalul Județean Alba, sunt depuse proiecte pe învățământul dual, pe campusuri pentru învățământul dual, pe partea de licee centenar, pentru că avem colegiul Horea Cloșca și Cristian din Alba Iulia, care e eligibil pe acest proiect. Avem clădiri de patrimoniu care vor fi reabilitate și practic am încercat să
să prindem tot ceea ce am considerat noi că poate fi finanțat și este oportun. Deci sunt proiecte care au rămas și care sunt incluse și în sunt proiecte forma care au rămas, finală. Sunt în forma finală, da. Sunt în forma finală și sperăm să fie aprobate și de către comisie, pentru că noi chiar ne-am preocupat, adică nu doar am depus niște cereri de finanțare, în momentul în care am depus acele proiecte, de exemplu, la Spitalul Județean, pe cele 8 proiecte, documentațiile tehnice sunt finalizate. Deci mai depinde doar acum ce ne va spune comisia. Da, eu zic că nu vom avea, adică îndeplinim toate criteriile pe punctajul de maturitate, care înseamnă fie DALIU, fie studiu de fezabilitate, fie proiect tehnic. Sunt lucruri cu care noi ne-am mișcat și din acest punct de vedere nu am emoții că pe infrastructura spitalicească vor fi probleme, de exemplu.